Ludovic Orban și-a anunțat după amiază demisia din funcția de președinte al Camerei Deputaților. Fostul lider PNL spune că a demisionat ca să nu fie părtaș la, citez, acest proiect nebunesc care aruncă România în aer și lasă românii fără guvern și instituții. În ultimele 24 de ore au fost confirmate 15.733 de noi cazuri de infectare cu SARS-CoV-2. 390 de persoane și-au pierdut viața de ieri până astăzi, iar 1.676 sunt internate la ATI. Rata incidenței a ajuns în capitală la 15,1 infectări la 1.000 de locuitori, se menține astfel trendul ascendent. Ieri a fost de 14,71 la 1.000. Ungaria va prelua 50 de pacienți cu COVID-19 din România care au nevoie de spitalizare la terapie intensivă. Anunțul a fost făcut de ministrul ungur de externe.